Spre exemplu, cocheta senatoare Steliana Miron, care reprezintă interesele electoratului din Colegiul 1 Senat, adică zona de munte a județului Suceava, este de părere că în județul nostru, candidatul propus de Partidul Național Liberal și susținut de Partidul Democrat Liberal, Klaus Iohannis, va fi ales președinte al României la sfârșitul acestui an. Mă bucur mult că a fost ales ca și candidat al nostru, al dreptei, Klaus Iohannis. Cred că va fi un alt fel de președinte, un președinte al dialogului, întrucât românii astăzi sunt dezbinați mult prea tare și consider că deja este mult prea mult și este nevoie de un echilibru, de o altă agendă politică care să privească doar interesul cetățeanului. Iar domnul președinte Klaus Iohannis, în principal, pe lângă faptul că a demonstrat calități organizatorice excepționale în calitatea sa de primar al Sibiului, cred că poate să ofere o speranță românilor, poate deveni o țară normală a dialogului și a respectului. În colegiul meu, ce pot să vă spun, consider că voi face o echipă foarte bună alături de colegii mei, de cei doi președinți, copreședinți, domnul Alexandru Băișanu și domnul Gheorghe Flutur. De altfel, colegiul de munte este un colegiu de dreapta, în mare parte. Atât primarii din zonă, Vatra Dornei, Gura Humorului, Câmpul Moldovenesc și Broșteni, sunt primari de dreapta, iar alături de ei și de consilierii noștri, cred că vom face o echipă bună. Conform senatoarei, care face parte din echipa de negociere a Partidului Național Liberal Suceava, relația cu Partidul Democrat Liberal este una foarte bună. Eu fac parte și din echipa de negocieri și am participat la prima întâlnire, unde lucrurile au decurs într-o atmosferă de dialog, unde fiecare vrea ca să fie un lucru bun la nivel de județ Suceava. Există înțelegere, din ceea ce am înțeles și la a doua ședință, s-au luat anumite decizii în ceea ce privește majoritatea în Consiliul Județean. Cred că nu vor fi probleme. Pot să fac chiar pe colegiul zonei de munte, fac negocierile cu un reprezentant al PDL-ului, unde nu sunt deocamdată niciun fel de probleme, chiar facem o echipă foarte bună.